Am fost, de fapt, ieri la Talungeni. Ați fost la Talungeni? Da, unde am donat cărți acolo. Copiii au fost foarte drăguți. La cele două patrocle, Liza și patrocle, sunt da. Două... Da. 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 Sunt foarte drăguți copii și sunt... și eu am fost acolo și ne-am văzut în acea cameră. Dar am întâlnit doi copii. Am întrebat cine îmi place lectura. Două copii pe dreapta mea n-a spus nimic. Toată lumea a avut o mână sus și da. Și ei pe dreapta mea nimic. Nimic. A fost așa. De ce? Dar când au primit o carte, au fost foarte încântat, foarte fericit. Deci eu sper vor citi acum. Sar este, mai ales dacă există această premieră și este o recunoaștere a lor, așa cum s-a întâmplat aseară, deja se creează un model social printre ei și atunci copiii învață tot prin copiere. Și dacă există posibilitatea efectivă de lucrat pe scenă și mai ales dacă vin în contact cu o personalitate marcantă ca dumneavoastră, atunci probabil și dumneavoastră sunteți modelul lor și ei, la rândul lor, încearcă să devină. Încerc să încurajez. Încerc. E dificil cu copii, dar cu asociația Curte Veche deja am reușit ceva și ce au făcut GPVN Broward. Până azi este incredibil. Cred că este un program excepțional în România. Știu că sunt mult mai stabilit în România decât, de exemplu, în Cehia și cu multe lucruri mult mai bine, mult mai reușit decât în Anglia, unde a început. De exemplu, în Anglia, the GPVN Award nu au universități din partea programului. Aici deja avem, nu numiți exact, dar în aproximativ 5-6 universități deja. Există. Exact, exact. Deci am reușit în Fiona ceva deja. Și este numai la început. Numai la început. Municipiul Brașov are un parteneriat cu Universitatea Transilvania și aseară am discutat cu cei care sunt studenți acolo și au tot deosebit de impresionat de eveniment. Iar eu, înainte de a veni